top 10 cele mai vândute produse în 2017. Cel mai vândut? Uite. Bă, da, uite. Top 10, gata. Gata. Uite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Deci, băi, top 12. Pe locul 10 este bătrânul și mult prea râvnitul în continuare, Western Digital Blue. Auzi, da, stai așa, că la noi e pe locul 1. Ba da. Păi n-a zis că începe, mă, cu primul. Western Digital Blue este un hard disk foarte achiziționat pentru că reprezintă un balans, cred eu, perfect între calitate și preț. Este un produs pe care, iată, votul popular al portofelului fiecăruia a decis că este cel mai fiabil și cel mai bun, cea mai bună variantă în acest preț de 230 de lei. Next! Next! Ce e next? Aici e surprinzător pentru toată lumea. Pentru toată lumea. E vorba de Windows. Băi, da, 10. N-ar trebui să ne surprindă într-o țară civilizată, n-ar trebui să fim surprinși. Nici în America asta. Nu cred că s-a vândut atâtea sisteme de operare, ești nebun la cap. Băi, e pe bune. E și Office Home and Business. Da. Da, oamenii și ăsta au fost vreo... Hai să zicem așa, asta au fost în jur de 1500 de comenzi, iar la asta au fost în jur de 800 de comenzi. Primul procesor, cel mai bine vândut, este i7-7700K. Procesorul overclockabil, cel mai bine vândut de la Intel în anul 2017 pe site-ul nostru. În cazul nostru, unde adunăm oamenii care chiar sunt pasionați, cred că i7-7700K era oarecum chestia evidentă care trebuia să se întâmple, pentru că aici se comandă sisteme foarte performante. Văd și un i5, tot la procesoare. i5-ul ăsta, bine de tot, și mai ales că vorbești de 7400, deci e primul din gama i5. Cel mai slăbuț, cel mai firav, dar totuși cel mai apreciat, pentru că în combinații cu plăci video tot medii, îți formează ție ca și gamer un sistem prin intermediul căruia te poți bucura de ultimele titluri apărute, în detalii medii, spre high, în rezoluție Full HD. Ce e surprinzător din punctul nostru de vedere, în acest top avem 3 SSD-uri, de fapt două modele. UV400 de la Kingston și Samsung cu 850. Încep oamenii să includă SSD-urile pe sisteme desktop? Da, păi, după ce folosești, să zicem, un laptop cu SSD și te întorci la calculatorul de acasă, care se deschide într-un minut jumate și te chinui cu el acolo să îți intre pe Skype, nu o să mai vrei să stai cu hard nici pe ăla și evident o să-i pui SSD. Eu cred că n-ar trebui să mai fie legal să ai doar hard disk în calculator. Jură-te tu că ai unitate de... Ba da. Da, este... E Blu-ray sau DVD? N-am fi vrut să vorbim despre asta. Nu, trebuia să sărim peste asta. Da, e un DVD writer. Este un LG, un DVD writer. Da. Microfon? Da, e vorba de Screamer. Tracer Screamer. Ce vrei? E un microfon care arată bine, seamănă cu cele pe care le folosesc profesioniștii și atunci oamenii la început de drum... S-au dat multe. Și evident nu puteau lipsi în top cele două sisteme, sistemul pe care noi l-am marketat și l-am împins pe piață ca prim sistem de gaming, e vorba de Viking. Ce puteți spune din punctul vostru de vedere despre 2017? M-a impresionat faptul că se cumpără foarte bine software-ul. Într-un fel mă întristez de faptul că în topul ăsta n-a apărut un Ryzen sau o placă de bază pe AM4. Laptopurile de gaming nu și-au făcut nici ele simțită prezența în topul ăsta și încă lumea este sceptică în ceea ce privește gamingul pe laptop și portabilitatea pe care ți-o oferă laptopul. Pentru mine au fost surprinzătoare astea două. Kingston-ul cu UV400. Un an bun, ce mai încolo și încoace.